Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. În acest videoclip este vorba despre motocoasa mea de la ProCraft în 4 timpi, modelul T5600 în 4 timpi. Pentru cei care nu știu această motocoasă, vă voi lăsa la sfârșitul clipului câteva legături în care veți vedea cum am utilizat eu această motocoasă, atât cu tamburul cu fir automat, cât și cu alte accesorii, precum drujbă, prășitoare și nu numai. Astăzi, înainte de utilizare, doresc să schimb uleiul din baia de ulei, fiind un motor pe benzină în 4 timpi. Acest model de motocoasă are o baie de ulei separată. Cantitatea de ulei necesară pentru această baie de ulei este de 70 de mililitri. Pentru schimbul uleiului voi folosi un ulei de la Stihl. SAE 30 se numește, iar pentru a introduce în baie voi folosi o sticluță de 25 de mililitri și voi pune aproximativ 3 sticluțe din acestea pentru a umple baia de ulei. Acest lucru îl puteți face și cu o seringă gradată sau cu diferite recipiente gradate. Eu procedez în felul următor. Pentru schimbul de ulei din baia de ulei îl fac cam la 10-12 ore de utilizare, fiindcă acest ulei nu costă foarte mult, iar cantitatea necesară este foarte mică și recomandat este ca acest ulei să fie schimbat cât mai des, astfel puteți prelungi viața motorului dumneavoastră. Vom desface capacul de la baia de ulei. Acest capac este în același timp și o jojă și puteți vedea cât ulei este pentru a scoate uleiul din baia de ulei. Am pregătit un recipient. Voi scurge foarte bine acest ulei. Acesta este uleiul pe care l-am scos din baia de ulei. Puteți observa și dumneavoastră că este destul de negru, este schimbat la culoare. Mă bucur că nu are impurități prin el, este un ulei foarte curat. Acum voi pregăti uleiul pentru a-l introduce în baia de ulei, după ce am scurs foarte bine uleiul. Vom introduce, repet, aproximativ 3 sticluțe. Ultima sticluță. Asta nu o vom mai pune plină, fiindcă avem nevoie de 70 de mililitri. Deja am introdus 50 de mililitri și acum vom încerca să introducem 20 de mililitri în sticluță pentru a completa cantitatea necesară de ulei.
Aceasta este livada mea de acasă, de pomi fructiferi. Aici astăzi vreau să folosesc motocoasa mea de la ProCraft în 4 timpi. După cum se poate observa, iarba este destul de mare, sau foarte mare pot zice eu. Are undeva la 50 de centimetri înălțime. Nu este umedă, cred că voi face față cu brio, cu motocoasa de la ProCraft. Voi folosi tamburul cu fir automat și vom vedea rezultatele la final. Vizionare plăcută! We'll be right back.
Am terminat de tuns iarba în livada de pomi fructiferi de acasă. Cam așa arată acum după ceva chin. Aceasta este iarba pe care am tăiat-o și am depozitat-o aici. După cum ați putut vedea și dumneavoastră pe parcursul acestui videoclip, am folosit atât tamburul cu fir automat la început, dar am observat că iarba era destul de mare și îmi îngreuna foarte mult munca. Și apoi am optat pentru a tăia în continuare cu discul, cu videa, cu 40 de dinți. Astfel mi-am ușurat puțin munca, iar spre final am mai folosit încă o dată tamburul cu fir automat pentru a cosmetiza toată livada. Tot acest proces de tăiere a ierbii din această livadă am făcut-o cu această motocoasă de la ProCraft, modelul T5600 în 4 timpi. Eu zic că este un rezultat foarte bun. După cum ați văzut și voi, iarba era destul de mare, sau foarte mare pot spune, peste 50 de centimetri. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi, în care eu am tuns iarba în livada de pomi fructiferi de acasă. Dacă vă place ceea ce fac eu, puteți să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez eu, abonați-vă la canalul meu. Vă doresc un Paște liniștit alături de cei dragi, multă sănătate și numai bine!